Bună ziua și bine v-a regăsit în acest episod, așa cum am promis. O să vă prezint această ruletă. Este un montaj electronic care imită o ruletă pe un număr de 10 LED-uri, după cum observăm, și la apăsarea butonului, la o apăsare scurtă a butonului, observăm că LED-urile pâlpâie unul după altul, din ce în ce mai lent, iar la o apăsare lungă a butonului se menține viteza, iar ulterior aceste LED-uri se aprind pe rând la o viteză din ce în ce mai mică și, bineînțeles, se imită acest efect al ruletei pe un număr de 10 LED-uri, după cum vedem. Montajul electronic este unul foarte simplu. O să vă las link în descriere unde se găsește. Kitul vine neasamblat și dacă vine neasamblat, bineînțeles că avem plăcerea sau trebuie să avem plăcerea sau cheful ca să construim montajul electronic. Trebuie să plantăm piesele pentru că vine separat, așa cum am văzut în prezentarea anterioară unde v-am arătat kitul, cum vine neasamblat și acolo se observă că avem această plăcuță de circuit imprimat. Cele două circuite integrate, observăm pe schema electrică, sunt un numărător de tip CD4017, este un numărător CMOS cu ieșire pe 10 segmente și un oscilator, un generator de impulsuri cu clasicul și mult prea bine cunoscutul clasicul modern NE555 sau 555 sau M555. Acest circuit integrat, dacă are această numerotație 555, în orice montaj electronic în care îl găsim, este vorba de acest circuit integrat, este un monostabil astabil, adică un multivibrator sau temporizator. În mod normal este un circuit integrat timer, adică un temporizator, dar se poate utiliza ca oscilator pe, montând în, la pinii, după cum observăm la pinii 726, aici un condensator electrolitic și o rezistență. Acesta va oscila la o frecvență dată de comutatorul S1, observăm aici, se alimentează acest condensator electrolitic, iar funcție de tensiunea pe care o are acest condensator electrolitic, pentru că se descarcă prin această rezistență R3 de 470 de kΩ. Funcție de tensiunea pe care o are la borne acest condensator, mai precis față de masă, borna plus a condensatorului alimentează oscilatorul la o frecvență din ce în ce mai mică, pentru că se descarcă condensatorul. Pe măsură ce se descarcă condensatorul, oscilatorul va da impulsuri din ce în ce mai rare. Dacă ne uităm pe un osciloscop, o să vedem că acele pulsuri se în timp se dau cu o perioadă din ce în ce mai rară până ajunge la frecvența 0 și astfel acest circuit integrat CD4017 va rămâne într-o anumită stare, adică va aprinde LED-ul corespunzător la starea respectivă unde a rămas oscilatorul în punctul 0. Și mai avem aici și acest filtraj de alimentare care de fapt acesta de aici este oscilatorul, partea de oscilator, iar în momentul în care încărcăm acest condensator de 100 de microfarazi, pe măsură ce îl mărim la o capacitate mai mare a condensatorului, înseamnă o încetinire a pulsurilor mai lentă și, bineînțeles, se poate ajusta și din această rezistență de 470 de kΩ R1 viteza cu care se descarcă acest condensator. Iar viteza pulsurilor este dată
după cum spuneam, de acest condensator C2 de 47 de microfarazi. Și circuitul integrat CD4017 îl întâlnim, este fostul MC sau fostul MMC 4017, sau bineînțeles mai putem utiliza și combinații de porții sau nu, sau și nu e în AND sau NOR, cu care putem să realizăm echivalentul circuitului integrat 4017. Montajul electronic se alimentează la o tensiune de 3V până la 5V. Atenție, dacă îl alimentăm la tensiune mai mare de alimentare, trebuie să utilizăm un stabilizator de tensiune de 5V. Utilizăm un 7805 ca să stabilizăm tensiunea de alimentare, pentru că în caz contrar circuitele integrate se pot deteriora, în special acest circuit integrat CI2, care e de tip CD4017, pentru că este conectat direct la aceste LED-uri și acesta va debita un curent mult mai mare la bornele de anod a LED-urilor, în cazul în care mărim tensiunea de alimentare. În momentul în care utilizăm un stabilizator de tensiune de tip 7805, rezolvăm această problemă. În acest caz este alimentat cu ruletă, această ruletă este alimentată cu o tensiune de 4,5V. Bineînțeles, montajul electronic îl putem monta într-o carcasă de 70x70 de mm sau 70x100 de mm, dacă vrem să-i mai atașăm și o baterie litiu-ion care să aibă totul inclus, adică montajul electronic să fie alimentat din acea baterie. Utilizăm un încărcător, un charger, încărcăm bateria din când în când și îl putem utiliza în regim portabil. Atenție și la conectorul de alimentare, pentru că acest conector de alimentare, și să-i dăm aici să vedem și polaritatea. Atenție la polaritate. Dacă utilizăm un conector DuPont, cum am utilizat în acest caz, conectorul de alimentare se poate inversa accidental, de aceea trebuie să fim atenți atunci când alimentăm montajul electronic. O alimentare inversă poate duce la deteriorarea circuitelor integrate. Putem utiliza o diodă montată invers aici la circuitul de alimentare pentru a preveni alimentarea accidentală a montajului. Deci montăm aici o diodă cu catodul la plus și anodul la minus, și pentru că montajul electronic nu vine cu acea diodă, și se dăm puțin întuneric să-l și admirăm puțin. Dăm puțin mai întuneric așa și observăm că la apăsarea lungă se menține viteza de pâlpâire, iar la eliberarea întrerupătorului se ved 1. Observăm singurul întrerupător care îl are montajul electronic. La eliberarea acestui întrerupător, LED-urile încep să pâlpâie la o viteză mult mai mică, adică din ce în ce mai mică. Observăm la apăsarea lungă, după cum spuneam, se menține viteza și ulterior observăm că se rotește din ce în ce mai puțin. S-a pus în și scurt. Observăm că niciodată LED-ul nu se oprește în aceeași poziție. Deci se oprește în dreptul la un LED diferit. Deci, bineînțeles, dacă apăsăm, funcție și de durata apăsării inițiale. Da. Apăsăm și mai lung puțin, așa. Nu trebuie decât să ghicim LED-ul care se va aprinde atunci când se va roti până la final. Da.
Sper că este destul de util acest montaj electronic, cel puțin distractiv este într-o oarecare măsură. Așadar, vă doresc o săptămână faină în continuare și spor în toate proiectele care doriți să le realizați. Nu uitați, dacă aveți plăcerea sau dacă v-a plăcut acest film, să dați un like. Dacă vă place canalul meu de YouTube, puteți să vă abonați. Chiar vă rog, mă ajută foarte mult. Acestea fiind arătate, vă urez o seară faină în continuare și tot ce vă doriți de la acest domeniu al electronicii, deosebit de util și totodată sau fără de care, mai bine spus, nu se mai poate realiza nimic în zilele noastre fără domeniul electronicii. Seară faină, numai bine!